Bine v-am regăsit la GoTech! Apple a prezentat în cadrul WWDC 2013 viitorul sistem de operare iOS 7 pentru iPhone. Acesta vine cu o listă de lungă facilități noi, alături de ele cei din Cupertino au pregătit și o nouă interfață vizuală. Culorile și imaginile sunt cu totul diferite și până și browserul Safari este diferit. iOS 7 vine de asemenea și cu animații 3D și wallpaper-uri animate în genul celor care utilizatorii Android sunt obișnuiți. La noul iOS 7 și zona de notificări a fost redesenată, oferind de acum informații despre zile de naștere ale prietenilor, de pe rețele de socializare, informații despre vreme, evenimente viitoare salvate în calendar, acțiuni pentru cei care se joacă pe bursă și chiar câteva informații utile pentru ziua următoare. Această zonă va fi de acum accesibilă chiar și când ecranul va fi blocat. iOS 7 Beta este accesibil pentru toată lumea chiar de acum, însă varianta finală va apărea undeva prin toamnă. Sony este singura companie de pe piață care va trebui să gestioneze numai puțin de 3 console, PlayStation Vita, PlayStation 3 și viitorul PlayStation 4. În momentul culminant al conferinței ținut la E3, CEO-ul Sony Computer Entertainment, Andrew House, a dezvăluit aspectul carcasei PlayStation 4. Acesta se aseamănă într-o oarecare măsură cu rivala Xbox One, dar fără a pierde liniile de design care aduc aminte de vechile console PlayStation, mai ales PlayStation 2. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu ultimele informații din tehnologie.